Shopping City Suceava a găzduit în weekend un eveniment de marcă. Câteva dintre cele mai renumite mărci auto s-au aliniat la start pentru a participa la o expoziție de mașini la cea de-a 10-a ediție a Salonului Auto Bucovina. Cei care au în vedere achiziționarea unui autoturism au avut prilejul de a admira și testa în premieră mai multe modele noi ale unor importante mărci de pe piața auto, Dacia, Nissan, Toyota, Skoda și Renault. Expoziția a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie Suceava și Shopping City Suceava. Manifestarea, eveniment de referință pentru industria auto, este specializată în autoturisme. Autoturisme de teren, microbuze, autocare, vehicule utilitare ușoare, autocamioane, biciclete, motorete, scutere, ATV-uri, motociclete, echipamente și accesorii pentru autovehicule, echipamente și aparatură pentru service auto, piese și accesorii auto. O parte dintre dealeri au fost prezenți în parcarea Shopping City Suceava încă de vineri la eveniment, expunând unele dintre cele mai căutate mașini ale anului. Și suntem cu cele mai noi modele Toyota, printre care, normal, vedetele evenimentului sunt cele două unități Toyota GT86, care sunt două sportive veritabile și suntem bucuroși să le avem în Suceava pentru doritorii suceveni, cu posibilitate de test drive și orice detalii interesează pe potențialii clienți suceveni în ceea ce privește autorizând Toyota. Patria dealer Skoda Suceava este prezentă la această expoziție cu mai multe noutăți. În primul rând, Skoda Rapid este o mașină complet nouă, urmată de noutate absolută Octavia, noua generație de Octavia, care este lansată de aproximativ o lună de zile. Practic, Skoda și-a propus anul acesta să ne aducă foarte multe noutăți. Urmează la scurt timp varianta combi a noii Octavia, urmată de noua generație de Superb și în toamnă un facelift la Yeti, urmat în primăvară de Fabia, noua Fabia. Am răspuns invitației Shopping City și alături de ceilalți parteneri am ajuns și noi astăzi la acest eveniment. Suntem mulți, suntem puțini, suntem noi, suntem motocicliști. Ne unește o singură pasiune. Totodată promovăm și evenimentul pe care îl vom avea peste două săptămâni, în ultimul weekend din luna iunie. Acolo unde la capul câmpului vom fi 500 de motociclete, vor fi spectacole, va fi Motorfestul pe care îl facem noi în fiecare. Prețurile mașinilor expuse au ajuns și până la 100.000 de euro pentru gamele de mașini de lux. Cele mai ieftine autoturisme aveau prețul de aproximativ 6.000 de euro. Conform reprezentanților Shopping City Suceava, un eveniment asemănător, dar cu amploare mai mare, respectiv Târgul Auto Bucovina, va avea loc în luna septembrie a acestui an.